Întrebarea zilei. Care e mobilul crimei? Dar ce e întrebarea zilei? Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac, ar fi rămas acolo ca un globuleț de brad. La un moment dat, pomul s-ar fi uscat și căzând de foame, globul s-ar fi spart. Dacă nu s-ar fi întrebat cei dincolo de pădure, acum ar fi stat la coadă după urs la cules mure. Dacă nu s-ar fi jucat cu focul pe lângă noroc, ar fi fost ghinionist și ar fi spus-o fără foc. Nu-și punea întrebări, creierul nu se încrețea. Putea sau nu putea, dar fi sigur că puțea. Nu-și punea întrebări, trăia o viață liniștit, dar trăia așa, nu înțelegea nimic. Dacă nu s-ar fi întrebat ce e dincolo de munți, n-ar fi mers ca pe roate și am fi rămas desculți. Dacă nu s-ar fi întrebat ce e peste ocean, acum bip, vapor, bip, vis american. Dacă nu și-ar fi explicat cum după zi noapte o să vină, ar fi crezut că se joacă unul la lumină. Dacă nu s-ar fi întrebat ce-i cu cerul și cu vântul, și coandă și vuia, ar fi brăzdat pământul. Am ieșit din atmosferă pentru că ne-am întrebat, altfel acum credeam că pământul este plat. Bă, dar stai mă că încă mai sunt unii care cred că pământul e plat. Da mă, da. Asta e. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.